Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre corupție. Corupția cea care este destul de frecventă în țara noastră, cu părere de rău, și datele prezentate ieri de către o instituție a precizat că Republica Moldova se clasează pe locul 123 din cele 173 care au fost incluse în acest clasament. Despre corupție, factorii care determină acest flagel și până la urmă, cum am putea combate noțiunea de corupție? Vom încerca să discutăm împreună cu Arina Țurcan, avocat. Bună seara și bine ați venit! Și Victor Gurău, analist politic. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Doamna Țurcan, pentru început vreau să vedem de ce Republica Moldova s-a clasat în acest top pe locul 123, căzând 3 poziții față de anul trecut. În comparație cu perioada similară a anului trecut, lucrurile s-au înrăutățit. Cum se vede în prisma unui avocat? Da, cât de frecvent sunt cauzele de corupție, cazurile de corupție, cred că se pot expune sociologii. Ceea ce ține de acest clasament, eu cred că, de fapt, nu s-a înrăutățit în Republica Moldova situația, doar că aceste cazuri au fost făcute publice. Respectiv, cu toții noi am fost martori în presă sau prin prisma instituțiilor media la mai multe procese ce țin de infracțiuni legate de corupție și acest domeniu este mai mediatizat, respectiv lumea cunoaște și lumea conștientizează că aceasta este o infracțiune. Vreau să zic, chiar în ultimul an, tot mai mulți cetățeni, atunci când sunt într-o situație, fie că li s-a cerut mită sau cred ei că este o infracțiune de corupție, se adresează și spune, hai să depunem plângeri la CNA, ceea ce ar însemna că deja am ajuns la o maturitate sau este un început de a ajunge la o maturitate când cetățenii să raporteze cazurile de corupție. Iar asta este, iarăși mă repet, și meritul instituțiilor media care mediatizează și asta îi face pe oameni ca să creadă că aceste plângeri pe care le vor depune vor fi instrumentate sau vor fi examinate. Domnule Gurău, rămânem albia celor menționate de către doamna Țurcan. Îi vreau să vă întreb, la început, credeți în aceste rapoarte? Cât de reale sunt ele și cât de multe învățături trebuie să tragem de pe urma prezentării lor? Noi învățăminte trebuie să tragem din orice raport, mai mult relevant sau mai puțin relevant, deoarece ele punctează un fenomen foarte periculos pentru societatea noastră și nu numai pentru societatea noastră. Componenta de coruptibilitate este un fenomen care practic aduce daune foarte mari, nu numai vieții social-politice, dar și unor cetățeni în parte, adică individual. Dacă ne referim nemărginit la acest raport, eu nu cred în datele lui și am să încerc să vă explic de ce. De ce? Acest raport conține o componentă politică majoră. Vreau să vă spun că datele aduse în anul 2016 sunt pregătite de către Transparency International Moldova. Dacă facem referire la faptul că doamna Lilia, șefa biroului Transparency International, a făcut parte ca membru fondator din platforma civică Demnitate și Adevăr, alături de alt membru al Consiliului de Observatori, doamna Cornelia Cozonac, și lupta acerbă care este în Republica Moldova pe parcursul anului 2015-2016, vom întrevedea un element de presiune politică, dacă doriți, pentru că trebuie să ne dăm destul de bine seama că domeniul asociativ n-ar trebui să se ocupe cu politica, totodată expertiza acestor ONG-uri ar fi foarte benefică și mult mai credibilă dacă nu ar avea componenta această politică. Referindu-ne la fenomen, trebuie să recunoaștem că pe parcursul anului 2016 s-au făcut progrese. Aceste progrese au fost menționate și de către partenerii Republicii Moldova de Dezvoltare, atât din vest cât și din est. Însuși factorul semnării acordului cu Fondul Monetar Internațional, acordarea de
susținere financiară macroeconomică din partea Băncii Mondiale, din partea Comisiei Europene. Domnule Gurău, dar în același timp, noi nu ne putem compara cu Danemarca, Noua Zeelandă, care au luat 90 de puncte și asta ar însemna că, practic, nivelul de corupție este foarte rar întâlnit. Nu cred. Spuneți. Pentru că noi trebuie să spunem cetățenilor că acest indice este un indice de percepție. Adevărat. A factorului coruptibilității. Asta ce înseamnă? Asta nu înseamnă că acest fenomen există. Cetățenii la nivel psihologic percep societatea noastră ca o societate total coruptă. Și acest indice de percepție este un indicator al unei societăți bolnave. Într-o măsură oarecare și prin astfel de fel de rapoarte manipulate ușor pentru a obține dividende politice. Și o parte, și altă parte. Am în vedere și politicul, și domeniul asociativ încearcă să-și adjudice, să se poziționeze în Republica Moldova ca forță care are susținere socială. Totodată noi trebuie să privim și să analizăm fenomenul corect la justa valoare și nici de cum sub emoții ori sub influența factorului politic. Doamna Țurcan, vreau să ne spuneți, atunci când vorbim de regulă de corupție, foarte mulți dintre noi au această percepție că ne referim la judecătorii, la sistemul judecătoresc pe ansamblu. Întrebarea mea este una foarte tranșantă. Care sunt cele mai corupte instituții în Republica Moldova, dacă am putea să facem un top sau am putea să le numim? Pentru că de ce am pronunțat ceva mai devreme jurisprudența și datele ne arată că încrederea raportată la aceste instituții ale statului nu este cea pe care ne-o dorim. Și vorbim de reforme. Da, iarăși nu pot eu să mă expun să spun, pentru că asta ar trebui să fie niște rapoarte și niște studii. Eu vreau să punctez că în ultimul an, într-adevăr, s-au făcut progrese în ceea ce privește lupta cu corupția. Inclusiv, cu toții am asistat și la procese care au fost, sau procese inițiate împotriva judecătorilor, care fac parte din acest sistem judecătoresc, împotriva polițiștilor sau altor angajați din cadrul structurilor de forță. Și chiar dacă accesăm statistica, Centrul Național Anticorupție, vedem că în ultimul an tot mai multe cauze penale au fost pornite pe infracțiuni legate de corupție și mai multe cauze au fost ajunse și în instanța de judecată, deci s-au finalizat cu o sentință. Și această situație care relevă o îmbunătățire, îi face pe cetățeni să își schimbe, într-un fel, în sens pozitiv, viziunea față de sistemul de justiție. Sigur că mai este de lucrat, dar vreau să zic că dacă partea cu mediatizarea acestor procese legate de corupție transmite un mesaj educativ pentru cetățeni și sporește încrederea. Dar ar fi bine ca aceste procese să fie mediatizate până la sfârșit, ca persoanele să știe atât că s-au inițiat, dar și care a fost finalitatea. Pentru că acțiunile de prevenire, sigur că ele trebuie să existe, prevenirea acțiunilor de corupție, inclusiv prin educația juridică, dar factorul ce ține de aplicarea sancțiunilor penale pentru fapte de corupție tot este un factor educativ și trebuie mediatizat. Pentru că mulți chiar nu conștientizează că asta poate să nu fie mită, întrucât face parte din mentalitatea populației. Domnule Țurcan, cum se explică faptul că atunci când vorbim de mită la capitolul mediatizare, ajunge pe masa noastră a jurnaliștilor ca apoi în fața consumatorului să fie prezentate cazuri mici a unui medic care a perceput, nu știu, o taxă de 100 de lei, a unui profesor care a luat, nu știu, 1000 de lei, însă greu în corupție până la urmă rămâne undeva în van. Chiar fac poate aici referire nemijlocit și la furtul miliardului și la alte cazuri pe care noi, cu părere de rău, nici reprezentanții media, dar nici cei ai societății civile nu cunoaștem. Nu o să pot să vă răspund la această întrebare pentru că nu ține de competența mea. Cred că aici ar fi trebuit să vă răspundă alte organizații care se ocupă de acest domeniu. Domnule Gurău, de ce vorbim de mita 100 de lei și nu vorbim de miliard? În primul rând, noi trebuie să luăm spre analiză situația reală din Republica Moldova.
Cum a menționat și colega din studio, cu păreri de rău, odată cu majorarea ciclului informațional, s-a majorat și capacitatea de manipulare. Pentru că trebuie să recunoaștem că în anul 2016, și cu părere de rău nu este reflectat în raport, au început să fie date lovituri drastice celor mai corupte instituții. Dacă 3 ani de zile în urmă întrebai un cetățean cine este cel mai corupt cetățean de Republica Moldova, arăta cu degetul la Vameș. Ați văzut avalanșa de rețineri, aresturi și dosare intentate și ajunse pe mașa judecătorilor în această direcție. Comisarii europeni la momentul aprobării borderoului de ajutor macroeconomic au punctat 3 elemente cheie. Primul element, combaterea corupției. Și aici și discutăm noi împreună cu dumneavoastră, dar pe factologie reală și nu una manipulatorie. 2. Capacitatea de administrare a proceselor. De ce? Pentru că de capacitatea de administrare a proceselor depinde capacitatea de gestionare fiscală, capacitatea de gestionare a bunurilor țării. 3. Capacitatea instituțiilor de a face față riscurilor și vulnerabilităților interne. Ei, la acest capitol, cu părere de rău, în perioada 2010-2015 s-au adus lovituri nemaipomenit de drastice anume capacității instituționale. Noi împreună cu dumneavoastră ne punem întrebarea, de ce nu există transparență în dosarul miliardul? Da. Este un mesaj manipulator. Și vă spun de ce? Pentru că noi nu punem întrebarea de ce nu avem transparență în atacul și devalizarea sistemului financiar bancar. Deoarece nu este vorba de un singur miliard, este vorba de multe și multe miliarde. Despre unul cunoaștem noi. Noi despre unul cunoaștem ca și schemă de devalizare, însă sunt o sumedenie de alte scheme dubioase care aduc daune majore. Și cred că pe parcursul emisiunii vom discuta și despre alte aspecte în ceea ce privește furtul miliardului. Domnule Țurcan, vreau să fac o singură remarcă. Vă rog, spuneți. Dumneavoastră credeți că acest miliard a fost furat? Urmează să identificăm împreună ce s-a întâmplat. Haideți să încercăm să identificăm ce s-a întâmplat totuși. Domnule Țurcan, cauzele corupției ar fi salariul mic? S-a discutat la un moment dat, dacă ne aducem aminte, ex-președintele Timofte spunea pentru a pune capăt corupției în sistemul judecătoresc este nevoie de a ridica salariul. Există o interdependență între corupție, nivelul salarial? Cred că există, pentru că și sociologii punctează în acest sens, dar cred că nu asta este singura cauză. Haideți să deschidem parantezele. Misiunea dumneavoastră, care ar fi problemele ce generează corupția într-un stat? Problemele, cred că în primul rând pornesc de la mentalitate, pentru că atâta timp cât copilul vede că mama merge la medic sau merge la profesor și dă mită, nu știu, câteva sute de lei, asta este perceput de copil ca și normal a fi. Și atunci când va crește mare, va promova și el tot un astfel de comportament. De aceea și-am zis că pentru a preveni corupția, în viziunea mea ar trebui să mergem sau să pornim și de la educația juridică și anume educația în ceea ce privește prevenirea corupției. Să începem din școală și din grădiniță. La fel, nu știu, asta ar fi, poate și salariile mici, poate că până acum nu au sau au precedente unde persoanele nu au primit o sancțiune foarte drastică pentru acte de corupție și atunci persoanele cred că dacă unuia nu i s-a aplicat, nici eu până nu risc nimic. Până la urmă și sistemul este unul care nu funcționează. Ajungem să discutăm ceea ce spunea domnul Gureu. Dar eu mi-am notat aici un gând și am pus semnul de egalitate și vreau să ne spuneți până la urmă pe cât este de adevărat. Mită egal cu cadou? În unele cazuri? Așa se percepe? Da, mulți cetățeni, adică anume asta și înțeleg. Mita egal cu cadou egală cu recunoștință, fără a face diferență sau unii chiar nici nu înțeleg că asta ar putea fi o componență de infracțiune.
Și de aceea oamenii trebuie să fie instruiți, educați, instruiți ca să cunoască care este diferența dintre cadou și care este și mită sau dintre cadou și alte plăți neformale, cum le numim noi. Domnule Gurău, haideți să revenim la ceea ce spuneam, la problemele majore, cel puțin care au marcat anul 2016. Vorbeam despre furtul miliardului, vorbeam despre problemele care generează corupția. Vreau un pic să vă pronunțați și dumneavoastră la acest capitol. Care sunt problemele? Și poate și la inițiativa ex-președintelui domnului Timofte de a ridica salariul judecătorilor spunând că astfel se va pune capăt corupției. Credeți în această afirmație? Eu cred în afirmația că salariile mici generează corupția. Pentru că poftele trebuie satisfăcute. Necesitățile umane trebuie satisfăcute. Și dacă nu există sursa legală, există alternativa. Sursa ilegală de dobândire a materiei necesare pentru satisfacerea necesităților. Dar nu există frica că organele de drept. Al doilea element, cel mai important, totuși este conjunctura în care ne aflăm. Conjunctura instituțională, conjunctura politică, conjunctura socială. Noi trebuie să recunoaștem că nu numai politicul este contaminat major de fenomenul corupției. La noi toată societatea este contaminată pe toate segmentele, dacă vorbim de învățământ, educație, dacă vorbim despre medicină, dacă vorbim despre domeniul bugetar și mai și. De ce se întâmplă așa ceva? Deoarece, în primul rând, ați punctat, salariile sunt foarte mici și un birocrat se duce în funcție ca să aibă accesul la resurse și nici de cum de dragul salariului. 2. Și poate cel mai important, conjunctura politică care se află la momentul actual permite toți factorilor, ori actorilor participanți la proces să se șantajeze reciproc, inclusiv presa, inclusiv factorul asociativ, inclusiv opoziția, inclusiv cei de la guvernare, pentru că toți suntem un tot întreg. Dacă vă aduceți aminte folclorul național, ori matematica pe care o învățăm în școală, în stil sovietic, scriem 2 și 8 în minte, ori cântecul de 50 de ani pe care ne l-a cântat maestru Botgros, mă iertați, vă rog, îl felicit pe maestru cu ziua lui de naștere, maestru Nicolae Sulac, regretatul. La colhoz pe dealul mare, cine fură, acela are. Domnule Gură. Noi cu laptele mamei am sub acest domnul virus Gură. În noi. Domnul Gură, eu vreau un pic să ne aprofundăm asupra corupției la nivelul celor mai înalte instituții în stat. Noi avem și un guvern care a căzut fiind acuzat de corupție. Întrebarea este una destul de simplă. De ce din acel guvern doar o persoană a fost condamnată până la urmă, nu mai cunoaștem atât de transparent, nu suntem foarte simplu. Ceia, pentru că dumneavoastră ați zis foarte bine, în societatea în care suntem, există mecanismul și de constrângere. Foarte simplu. Victoriile întotdeauna sunt colective, iar responsabilitatea întotdeauna este individuală. Cine a primit încrederea Parlamentului? Guvernul filat să răspundă cel care a primit încrederea. Iar instituțiile justițiare, ori noi avem instituții cu aspect judiciar și avem instituții represive, cei care fac parte din instituțiile judiciare, cum ar fi judecătoriile, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, ar trebui să-și facă treaba mai serios, dar componenta politică, și am atras atenția asupra aspectului de conjunctură politică, pentru a nu pierde puterea, fac concesii. Cu ce? Cu factorul coruptibilității. Al doilea element cheie, organele represive. Organele represive, ori instituțiile represive, cum ar fi Procuratura, CNA-ul, Ministerul de Interne, întotdeauna are tentația de a pune presiune.
dar și-a făcut întotdeauna temele pentru acasă, doamna Țurcan. Rămânem, iată, vedeți, trecem de la o idee la alta într-un fir logic. Bun, nu eu evaluez care, da. Adică nu sunt, dumneavoastră, asta mă depășește, da, vedeți, însă eu iarăși pot să reies și așa cum am zis la început, că dacă urmărim statisticile publicate de Centrul Național Anticorupție, vedem că în ultimii ani cresc numărul cazurilor care pornite pentru infracțiuni de corupție și finalizate, ceea ce ar însemna că se lucrează, iată, și se progresează. Iată, lucrând în teritoriu, până la urmă, care este percepția? Lumea cunoaște atunci când sunt martorii unui act de corupție, că el urmează să fie sesizat, el urmează să fie trasă la răspundere acea persoană. Se cunoaște în teritoriu? Da, deci am punctat la început că în ultimul an, după ce am avut aceste mediatizări a proceselor pentru acte de corupție, în special împotriva persoanelor publice sau față de persoanele publice și față de persoanele din sistemul de drept, mulți cetățeni percep ca și o responsabilitate deja, că dacă eu sunt martor, dispun de un telefon mobil, este bine să filmez și să raportez. Da, sunt și cazuri când oamenii încă au acea frică că dacă voi depune o plângere, atunci să nu fiu vizat eu sau să nu am alte probleme, dar ajungem, am zis, la un început de maturitate și de responsabilitate civică. Spuneți-ne, vă rog, în percepția dumneavoastră, acești indici de corupție sunt valabili doar societăților în curs spre democrație și, până la urmă, unde este acel final al tranziției în democrație? Pentru că am analizat foarte atent acest raport și noi ne plasăm, de fapt, în contextul unor state care nu prea multe ne spune, Azerbaijanul, Mexic, Honduras, sunt pe aceeași treaptă ca și Republica Moldova. Da, așa cum a punctat și colegul meu la început, deci într-adevăr corupția tot timpul este legată de deficitul economic și cum societăților de tranziție le este specific dificultățile economice sau vulnerabilitatea financiară, cred că este specifică, cred, sau ar putea fi legat de situația de tranziție. Dar asta este problema sociologilor. Nu cred că acest fenomen pentru țările în tranziție. Știți, noi moldovenii suntem prea plângăreți. Nu degeaba, iarăși, când nu înțeleg ceva, fac trimitere la folclorul național, pentru că este cel mai pur adevăr, trecut prin filtrul timpului. Noi cântăm la un colț de masă, cântă la alt colț de masă, plâng. Și ca să înțelegeți fenomenul pentru cetățenii noștri, care înțeleg mai puțin limbajul de expertiză, să spunem așa, noi avem sute de mii de cetățeni care lucrează la negru după hotarele Republicii. Când primesc acest bani în plic, este evaziune fiscală, este corupție. Înțelegeți care este însuși fenomenul? Fenomenul propriu-zis de percepție al componentei de coruptibilitate este atunci când instituțiile nu-și fac treaba. Și cetățenii percep în psihologia lor că toți iau mită, toți, de sus până jos, de la Vasilică până la Opincă. Asta e percepția lor. Asta este problema instituțiilor statului. Deși fenomenul corupției există în toate țările, chiar și în cele menționate de domniile voastre, Danemarca, Norvegia, Franța, Italia, alta este întrebarea. Care este cota acestei componente în produsul intern brut și care este reflexia pozitivă sau negativă a acestor procese. Noi, dacă vrem să facem expertiză corectă, neinfluențată politic, trebuie să recunoaștem că în 2016 la toate compartimentele în Republica Moldova s-au făcut progrese. Da, ele sunt selective. Da, avem componenta de justiție selectivă. Da, avem o componentă de coruptibilitate majoră. Aveam notat. Dar trebuie menționate și tendințele care încearcă să fie implementate pentru a crea capacități de luptă cu acest fenomen. Să vă dau un singur exemplu. Noastră, când s-a întâmplat fenomenul cu furtul miliardului,
Ce vorbeau cetățenii noștri, în deosebire reprezentanții mass media și sectorul asociativ? Unii Procuratura Generală. Unde este CNA-ul? Unde este poliția? Sisu. Când au început să fie arestați, inclusiv și așa ași cum ar fi Platon, cum ar fi Filat, Platon, adică judecători, tot aceia încep a țipa despre nerespectarea drepturilor omului, pentru că este justiție selectivă, pentru că nu pe ăia i-au arestat. De fapt, trebuie să aresteze însuși capii instituțiilor pe sine însuși. Unii s-au mai văzut asta? Noi trebuie să percepem corect fenomenele, să dăm o apreciere justă și să punctăm foarte clar. Da, instituțiile statului nu-și fac treaba la justa valoare. De ce? Pentru că este o conjunctură politică net favorabilă componentei coruptibilității și avem o componentă de coruptibilitate majoră în structurile instituțiilor statului, în administrația publică locală și în toate instituțiile care gestionează resursele. Domnul Țurcan, când vorbim despre corupție, cei mai mulți dintre concetățenii noștri o să zică că ea începe din Parlament. Întrebarea este iarăși una simplă. Există mecanismul legal, juridic, de a trage la răspundere persoanele care se fac vinovate, indiferent de funcție, indiferent de ce instituție o reprezintă? Legea prevede că orice persoană, dacă va fi găsită vinovată, va fi atrasă la răspundere penală. În privința persoanelor care dețin imunitate, legea prevede și un anumit mecanism de ridicare a acestei imunități și noi am fost martori cu dumneavoastră la un astfel de proces. Deci, noi avem o legislație care permite atragerea la răspundere penală a persoanelor de orice nivel sau dacă orice... Dacă îmi ceriți, mi-ar da. Da. O singură spune. Replică. Spuneți. Să punctăm foarte clar. Da. Era liderul politic al fracțiunii majoritare al guvernării. Da. Pe mine politicul mă depășește și eu sunt apolitică, dar asta am vrut să zic. Legislația noastră prevede doar că trebuie instituțiile, deci în cazul în care, în primul rând, trebuie actele de corupție să fie sesizate și aici cetățenii trebuie să fie activi și să nu tolereze corupția sau să nu tolereze situațiile când li se cere mită și doi, instituțiile statului să fie consecvenți în acțiuni. Colegul meu a vorbit mai devreme de salariile în plic. Da. Ar fi o realitate pentru Republica Moldova. Totuși, în ultimii ani, cetățenii sunt tot mai reivindicativi în ceea ce privește respectarea drepturilor lor la muncă și la prestațiile sociale care decurg inclusiv în bază sau pachetele sociale care apar în baza contractelor individuale de muncă. Ceea ce ar însemna că cetățenii încep să înțeleagă că este mai bine ca să îmi revendic un drept de a lucra legal, pentru că atunci când voi ajunge la pensie să pot să beneficiez de acea pensie sau de asigurare medicală. Și dar până la urmă concetățenii noștri sunt puși între ciocan și nicovală. Accepți funcția oficială, ai, nu știu, o sumă de 2000 de lei, în realitate ți se dă 4, accepți, ok, nu? Cam așa foarte multă lume ne spune. Poate există, poate și există astfel de realități sau la sigur că, nu pot să zic la sigur, cred că există, dacă au fost raportate astfel de cazuri, dar numărul litigiilor de muncă crește, ceea ce înseamnă că oamenii nu sunt mulțumiți de o astfel de situație, nu se complac într-o astfel de situație și se adresează în instanțele de judecată sau în instituțiile de control a angajatorilor pentru a-și revendeca dreptul lor la muncă și la, cum am zis, la toate prestațiile și asigurările care derivă dintr-un contract individual de muncă legal încheiat. Numărul litigiilor crește, spunea doamna Țurcan. Asta ar însemna că să dea Domnul să ne întâlnim în 2020, spre exemplu, sănătoși și vom discuta despre faptul că Republica Moldova nu mai este percepută la fel de coruptă, domnule Gurău? Acest lucru este inevitabil și am să vă lămuresc de ce. Colega a menționat
Există fenomene pozitive de percepție în societate și societatea evoluează. Societatea în evoluție întotdeauna pune presiuni, cere răspunsuri. Da, la momentul actual, în conjunctura care ne aflăm, puterea are imunitate. Să o spunem clar. Dar apa trece, pietrele rămân. Dar adică, și timpul trece, 25 de ani, un sfert de secol. Sunt fenomene penale care și cu timpul, și pot să vă aduc exemplificări, pe unii au ajuns de urmă după 15 ani, după 12 ani, după 10 ani. Așadar, cu referire la furtul miliardului, la devalizarea sistemului financiar bancar și la propriu-zis haosul care s-a petrecut în Republica Moldova în această perioadă nu prea bună pentru cetățenii Republicii Moldova, când practic Republica Moldova, ca să înțeleagă cetățeanul, a fost transformată într-o gaură neagră al spălării banilor și corupției majore. De ce spun acest lucru? Pentru că capii instituțiilor statului erau implicați în afaceri ilegale. Și deja sentințele au confirmat acest lucru. De ce în 2020 ne vom pomeni în alte situații? Din simplu motiv că societățile evoluează și mobilizarea excesivă a diasporii ne arată că și cei care se află în afara hotarelor țării nu sunt indiferenți de soarta țării. Va crește presiunea pe interior la nivel de presiune civică și socială și va crește presiunea și pe exterior, pentru că cei care ne susțin financiar nu o vor face la nesfârșit, iar fenomenul corupție în primul rând lovește indirect și în ei. Ca element de exemplificare, dacă în 2009-2010 noi aveam, să spunem așa, adepți ai vectorului de integrare europeană peste 60%, la momentul actual el s-a înjumătățit. De ce? Este percepția cetățeanului că voi sunteți de aceeași mamă. De aceea și birocrația europeană va pune presiune, dar fără schimbare mentalității și calității individual umane de la noi, din Republica Moldova, în diferite domenii, politic, social, media, nu vor fi mari progrese, deoarece noi suntem fenomenul de bază. Doamna Țurcan, vă rog. Vroiam să adaug în partea ce spuneți. Ține de numărul litigiilor, adică a adresărilor în judecată a cetățenilor pentru a-și valorifica un anumit drept, pentru că este în creștere și asta derivă și din supra-solicitarea instanțelor de judecată, adică având multe cauze pe rol. Și aici, pe de-o parte, influențează ceea ce am zis, că oamenii sunt revendicativi, vor să-și revendice drepturile și nu doar să complacă într-o situație de a tăcea. Deci am avea o anumită cultură juridică în creștere, dar și de faptul că avem asistența juridică garantată de stat, care începând cu anul 2012 deja este și în cazurile civile. Ceea ce înseamnă că dacă persoana nu are suficienți bani ca să-și angajeze un avocat, statul îi oferă o oportunitate sau o posibilitate, doar că trebuie să prezinte anumite acte ce ține de sau insuficiența veniturilor. Asta ar fi o posibilă explicație în ceea ce privește că statul ajută cetățeanul să-și valorifice dreptul, acordându-i această asistență juridică garantată de stat. Rolul diasporei e decisiv în combatere? Spunea domnul Gureu, îl vedeți la fel? Da, diaspora are un rol important, inclusiv în partea ce ține de educativ, pentru că evident că în copilărie părinții educă copiii, iar la maturitate se poate produce inversa rolul Cei care văd o altă modalitate de interacțiune cu instituțiile promovează aceste idei și în Republica Moldova și spune, uite, în țara în care eu acum locuiesc, este așa. Deci și voi trebuie să acționați, să depuneți efort ca și în Republica Moldova să fie tot în felul acesta,
sau să funcționeze instituțiile așa cum am văzut în altă parte. Dar nu credeți că noi uneori suntem gata a da mită pentru ca să nu mai stăm în rând, să mergem pe calea cea mai ușoară ca să obținem, nu știu, certificatul, permisul, învoirea și așa mai departe? Nu credeți că undeva e genetic, am enunțat probabil această idee? Da, dar acum apare mecanismul de constrângere care ați spus dumneavoastră și din moment ce se mediatizează și din moment ce oamenii știu că alții au fost pedepsiți doar pentru că au prezentat, au rugat contabilul să îi facă un certificat în care indică un salariu mai mare ca să poată obține un credit și ulterior au fost atrași la răspundere penală, deja oameni nici contabilii, de exemplu, da, nu-și asumă această responsabilitate și oamenii când merg cu o astfel de rugăminte, întâi urmează să gândească, da, asta este o infracțiune, ceea ce poate anterior nici nu cunoșteau. Domnule Gurău, infracțiunile astea de mită, de cadou, nici nu știu cum să le numesc, erau destul de frecvente în țara noastră și mai sunt. Eu vreau să ne spuneți, bine în mediul urban stăm mai bine sau relativ mai bine cu sursele de informare, ajunge informația și în mediul rural, cunosc oamenii, am putea să vorbim despre o înviorare a situației, dacă vreți. Haideți, completați dumneavoastră și după aceea aflăm și punctul de vedere. Eu sunt născut în sat și când am timpul merg în sat și în sat vreau să zic că lumea poate chiar și mai mult ca în localitățile urbane urmăresc. Sunt conectați la sursele, sunt conectați la sursele de informare media și spre exemplu, în localitatea mea, oamenii se adună, discută, așa cum au înțeles ei din presă, diverse aspecte legate fie de politic, fie de pedepsirea persoanelor pentru acte de corupție, ceea ce ar însemna că se face această mediatizare, inclusiv prin intermediul liderilor comunitari. Vă rog, domn Gură, dumneavoastră, ce considerați? Ciclul informațional în Republica Moldova este foarte mare. Noi suntem printre primele țări din Europa, chiar înaintea multor țări care fac parte din cadrul Uniunii Europene. Mai există un fenomen foarte interesant. Cetățenii noștri sunt foarte comunitari. Adică interacțiunea de comunicare la moldoveni este foarte mare. De aceea, noi nu ducem lipsă de comunicare. Noi ducem lipsă ori avem un exces de manipulare. Pentru că informația manipulatorie este mult mai repede absorbită, ea este mai simplă și mai simplu de perceput. Ăsta e hoț, ăsta e bandit, ăsta este corupt. Totuși, societatea moldovenească, fiind o societate patriarhală, o societate creștină, deja de naștere este învățată să se împartă, să dea la biserică, să dea la doctor, să dea la alte învățător. Și dacă voi aduce doar câteva cifre, pe municipiul lui Chișinău, sumele bugetare pentru instituțiile de învățământ sunt circa 1 miliard 480 de milioane, în jurul așa. Domnule Gură, dumneavoastră astăzi ați pomenit despre folclor, despre tot felul de zicale, până la urmă una destul de interesantă îmi vine acum în cap. Peștele de la cap se strică. Foarte corect. Și? Acum trebuie să vă spun și mai departe. Să deschidem paranteza. Dar cu sicurețe de la coadă. Adevărat. Da. Pentru că capul niciodată nu dorește să-i fie tăiat. De aceea este foarte important ca noi să înțelegem fenomenul și să știm, să întrebuințăm corect instrumentariul pentru a developa la justa valoare acest fenomen. Sistemul educațional din municipiul Chișinău este bugetat anual cu 1 miliard 480 de milioane. În ultimii 5-6 ani, la noi, numărul de copii a scăzut, mi se pare, cu o treime în municipiul Chișinău. Bugetul crește. Ba mai mult, din buzunarele părinților la instituțiile de învățământ se duc circa 4 miliarde de lei. Uitați-vă fenomenul major. Pentru că el este semi-legalizat, semi-nelegal. Totodată, ați menționat și dumneavoastră foarte corect și eu am punctat. Da. Întotdeauna instituțiile statului sunt vinovate de fenomenul crescând al corupției. De ce? Pentru că
politicul generează. Politicul și incapacitatea instituțională de a persecuta acest fenomen duce la creare de condiții de incubator pentru corupție. Și doamna colega a menționat, dacă un caz nu este pedepsit, alături vor crește alte două, trei cazuri. Cetățenii noștri trebuie să înțeleagă că conform legislației, nu numai cel care ia este corupt, dar și cel care dă. Responsabilitatea este egală. De aceea, fenomenul de coruptibilitate poate fi doborât, micșorat, minimalizat doar cu aportul cetățenilor. Iar capul niciodată nu va face efort ca să-și taie craca de sub picioare. Și cu un control probabil asupra instituțiilor care trebuie un să-și facă tema. Un control din partea societății, așa cum este și la instituții de învățământ. Doamna, da, vreau să adaug. Vă rog, avem 3 minute la dispoziție să ne spuneți. Și continuați gândul și plus cum putem combate fenomenul. Da, este și un factor care conduce la combatere, deci în partea ce ține de promovarea mesajelor de combatere a corupției, trebuie să recunoaștem și meritul organizațiilor neguvernamentale care au promovat diverse proiecte, inclusiv în școli, de instruire a copiilor pentru ca ai face a înțelege ce este corupția și de ce corupția este periculoasă. Deci asta ar fi, cum am zis la început, să mergem de la educația juridică și să fim consecvenți în acțiuni, ceea ce ține de aplicarea forței de constrângere față de persoanele care săvârșesc astfel de infracțiuni. Și iarăși mediatizarea sau accesul, mediatizarea acestor cazuri ca oamenii să cunoască că astfel de cazuri sunt pedepsite. Și îmi permit doar o singură replică. Cetățenii să nu se teamă când se întâlnesc cu politicienii, cu reprezentanții societății civile, cu doamne, cu bărbați, chiar să-l întrebe din salariul de 3.000-4.000 de lei de unde își permite un costum Armani, coafură în fiecare zi de 600-700 de lei, manicură, pentru că acestea sunt elemente care arată că există componenta coruptibilității. Să-l întrebe pe președinte, președintele Parlamentului, șeful guvernului, de unde își acoperă cheltuielile pentru vacanțe, de unde își acoperă cheltuielile pentru familie și mai puține răspunsuri de faptul că ne ajută părinții. Pentru că asta arată că componenta coruptibilității este oarecum de o perdea de fum acoperită. Doamna Țurcan, și punem punct acestei emisiuni. Poziția dumneavoastră raportată la dreptul nostru de a cere transparență, de a cere explicații la cei care i-am delegat. Păi, poziția ar fi că din moment ce avem un drept, trebuie să îl revendicăm și să depunem efort pentru a ne valorifica acest drept. O întrebare și cu asta spunem o zi bună telespectatorilor. Până la urmă, credeți în revigorarea stării de lucru în Republica Moldova pe termen scurt? Nu aș vrea să fiu cel care voi cere prognoze pe lungă durată. Da, eu sunt optimistă și eu cred că Republica Moldova va înregistra progrese în ceea ce privește combaterea corupției și am zis că deja este un început și să zicem Doamne ajută mai departe și să fie cu pași siguri. Să sperăm să nu fie iarăși 25 de ani. Pentru că am zis că sunt Gurea. Optimist da? Și cred că Republica Moldova are să zic capacitatea. Spuneți, vă rog, viitor. Are capacitate de a progresa în prevenirea corupției. Pe această notă sunt obligat ca să vă spun mulțumesc pentru participarea la emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.